Bună ziua, dragilor! Sunt Dr. Petrache și pentru astăzi voi răspunde la întrebarea: am o unghie neagră la picior. Ce să fac? Vă aștept solicitările pentru consultație în clinica virtuală și plan nutrițional personalizat pe adresa de mail afișată pe ecran. Revenind la întrebarea de astăzi, am o unghie neagră la picior. Ce să fac? Avem două situații principale. În cazul în care v-ați lovit și unghia suferă în urma unui traumatism, este foarte posibil ca aceasta să se vindece de la sine, fără intervenția nimănui. Dacă nu v-ați lovit însă și ați constatat că unghia se negrește fie la bază liniar, fie în partea de sus, tot din aproape în aproape, atunci lucrurile s-ar putea să se complice. Dacă aveți diabet, dacă fumați și nu știți să fi suferit un traumatism în această zonă, atunci trebuie să mergeți de urgență la medic. Înnegrirea oricărui țesut înseamnă lipsa circulației sângelui în acea zonă. Practic, țesutul se negrește pentru că moare. Sângele hrănește și oxigenează țesuturile. Lipsa lui duce la distrugerea zonei. De foarte multe ori, prima vizită în cabinetul medicului diabetolog vine din cauza unei astfel de tragedii. Tocmai de aceea trag un semnal de alarmă și vă recomand cu fermitate să vă prezentați de urgență la medic, de îndată ce constatați această problemă. Prima vizită nu este neapărat medicul diabetolog, ci mai degrabă medicul cardiolog, ce este în măsură să verifice activitatea vasculară la acel nivel și, în funcție de ceea ce constată, să prescrie un tratament sau intervenția chirurgicală. În capitală și nu numai, s-a înființat serviciul de podiatrie, dedicat în special acestor situații. Este bine ca, în cazul în care constatați înnegrirea unei unghii, fără traumatism, să vă prezentați de urgență la un consult podiatric. Cam atât pentru astăzi. Sunt Dr. Petrache și până data viitoare aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.